Setlistă înseamnă stand-up improvizat. E un animal foarte ciudat și vă rog să mă credeți pe cuvânt că e foarte greu. Deci, ăștia dintre voi care ați venit aici, oarecum normal, cu niște așteptări, la modul, bă, venim să vedem niște oameni care se pricep. Bă, noi ne pricepem, dar e foarte greu că e un pic altfel acum. Adică e un pic... Noi facem stand-up, dar acum trebuie să-l facem pe loc. Asta e ideea. Deci o să apară pe ecranele astea niște sugestii, ca și cum omul și-ar fi notat înainte ce idei vrea să zic. O să apară pe ecranele astea și o să trebuiască oamenii care sunt pe scenă să facă pe loc o glumă despre chestia aia, ca și cum o fac de un an de zile. Și e foarte greu, că unii dintre ei nu o fac de un an de zile. Nu știu dacă ați văzut, în momentul în care am intrat în club, am arătat ceva la intrare. Era Narcisa de la intrare și am arătat un carnet. Pentru că am carnet de partid acum. M-am înscris în PSD. Ce pula mea au? Ce pula mea au, băi, terminaților? Că v-am adus numai beneficii în pula mea. Ce salarii? Nu aplaudați în pula mea, că nu e... Nu vă îngât dacă sunteți cu SR-ul. Băga mea și pula în SR. Așa vorbim noi în partid, nu că... Păi v-am mărit salariile în pula mea și voi plângeți după mormăilă ăla în pula mea că n-a... Păi bă, dacă nu era domnul Iliescu, unde era țara asta, bă, în momentul ăsta? Vai morții voștri! Slavă Domnului cu domnul Iliescu! Ca să nu mai zic că eu am și futut-o pe fire. Alții și-au făcut așa o lavă. Nu, tată, eu am dat acolo. Din cauza mea e traficul blocat, că n-are timp să se ocupe, că o fut în continuu. Așa și eu, de asta m-am înscris, tată, în PSD, că trebuie să existe un pic de ordine. Ce pula mea ieșiți atâta la Victorie? Pentru Victorie, s-a dus Victoria, gata. Abia aștept să putem să scoatem oameni din închisoare când vrea pula noastră. Serios, m-a săturat, ce pula ne băgați atâta în închisoare cu aia? Serios, așa. Ce-i cu DNA-ul ăsta pe voi așa? Serios. Că mi-aș pula în DNA și morții lor. Tate, eu vreau să fur. Bă, eu când fur... Bă, eu... Lasă-mă să fur! M-ai lăsat 27 de ani, ești proști și acum nu mă mai lași și pula mea în capul tău. Când ați votat atâta timp și acum a vrut să... Oh, stai că PSD-ul e rău. Păi pula mea, atâta timp când n-ai votat, n-ai știut? Bă, da, mi-aș pula să-mi bag. Să mă ierte domnul Iliescu că vorbesc așa. Păi bunicul meu și-a tuturor. Serios. Am avut o perioadă în care m-am căcat în pantofilul dragă. Recunosc. Că știam. Na, era acolo la partid, știam unde își lasă pantofi, că noi ne descălțăm înainte de ședință. Și m-am căcat în pantofilul. În schimb, după aia mi-am dat seama că Dragnea e un om bun, bă. În primul rând, că vreți să-l condamnați și a spus sechestrul pe avere 27,3 milioane de euro în pula mea de nebun ce sunt. 27,3 milioane de euro. De ce, mă? Că el făcea drumuri și telefoane de drum. Apar n-aveți în ce țară tăi. În fine, să vă zic după aia, nu trebuie să plătiți acum, bă, mor, că-mi văd că vine nota, sunteți toți așa, aoleu, coaie, să da, dăm 12, îți lați eu 2, mai punem până aia, 3, trebuie să pui, măcar 3 lei să lăsăm. Lați dracu un pic, că bărbații, în, serios, în toată firea, nu vreți să intrați la noi în partid, să puteți și pe cea. Dar ce am observat eu la Găbița? Bă, e dubios rău, că într-o seară, în fine, am făcut-o... Eram la ea. Ea stă și la Dragnea câteodată. Și eram la ea acolo, printre primele serii în care am fost, știi? Și la un moment dat s-a dus să se împrospăteze, știi? Asta înseamnă se tunde. Ea se tunde des.
Nu știu ce pula mea e minte. Și la un dat am început, știi, să... Voiam să o cunosc. Știi, dincolo de primar, voiam să știu cine-i Gabi. Pe toți ne interesează. Bă, ea e primar, am înțeles. Mă, dar cine-i Gabi? Eu vreau să o cunosc pe Gabi. Știi? Și am luat telefonul, pula, parolă, nu știu ce, n-am, nu mi-am dat seama, am băgat PSD, am băgat, nu mai știu cum era, sub pula IDS, ceva de ce toate parolele din partid, eu le știu pe toate, știi? Da, ne-am drum pe țara asta, așa ne-am popor român, nu mergeau. Și la un moment dat am zis, bă, trebuie să aflu, știi? Și am încercat să caut să văd dacă mai are un nume, pentru că eram convins, Gabi Firea e prea puțin. Trebuie să mai aibă un nume. E o femeie prea complexă pentru doar un nume și un prenume. Și am început să-i caut prin geantă. Bă, și, na, căcat, nu e ok că zic chestiile astea. Dar i-am găsit în geantă acolo păr de câine. Și nu înțelegeam de ce pula mea ține păr de câine în geam. Și după aia când a venit de la baie, am văzut că avea, ea are niște goluri în cap. Nu râdeți în pana că e nașpa. Și are mare păr peste tot. Și are niște goluri pe aici. Și își pune păr de câine. Că ea de asta a făcut aia cu adăposturile și a strâns toți câinii, vă peste ele. Și merg, bă, râdeți, de-am pula, serios, bă. E de prost gust, eu vă zic niște chestii pe o femeie minunată și râdeți, de-am pula. Și merge pe la adăposturi, tot timpul dau cu peria pe căței și iau, nu mai râdeți cu aia, că e nașta, trebuie să găsești câine de aceeași culoare cu părul. Se pare de căcat. Și mie îmi place super mult la ea așa, că pe lângă faptul că e o femeie care, bă, se fute bine. Serios, se fute bine. De asta stați în trafic, v-am zis. Bă, mai are o chestie, gătește absolut senzațional. Prima oară când mi-a gătit ceva, am stat așa la ea, ea era în bucătărie, în fine, baby, nu știu ce, că așa îmi zice baby. Eu stăteam în pula goală, mie îmi place să stau în pula goală la Dragnea acasă. Și mă ating de chestii în casa lui cu pula, știi? Și ea era în bucătărie și, bă, mi-a făcut la un moment dat o salată. Știi? Ziceți, bă, salată, căcat, știi? Nu era orice fel de salată. Mi-a făcut o salată cu piept de vită. Vădeam aș părea, că încurc balele și acum. Așa. Nu mai știu ce mi-a pus. Bă, în fine, avea wasabi. Asta a fost. Bă, când am mâncat și, bă, efectiv, m-am umplut, așa eram. Cu aia vreau să mai mănânc și mi-a zis, am făcut și ciorbiți. Bă, și a ieșit găbița mea din bucătărie cu aia. Nu vă mint, că știți, că mă știți, pula, micuț. Și a ieșit găbița din bucătărie, tăticule. O oală, dar îmbrăcată altfel. Bă, era... Deci avea alea de primărie, dar fără chiloși și sutien. Bă, eram du-te în pula mea, cu baticuțul. Avea baticuțul de duminică. Așa, și a venit cu oala așa sexy. Și a zis, stai jos, cetățean! Eu am fost, Gabi, unde să stau jos? Și am zis, doamna primar pentru tine. Oh, no, iartă-mă, găbiță. Doamna primar. Și m-am așezat așa și am pus-o ala aia. Bă, dar când am pus-o, a sărit un pic de cior. După aia a băgat polonicul așa, am amestecat un pic. M-a pus așa în farfurie. Și mi-a zis, ardei smântână? Da. Aoleu! Tare-mi e că în seara asta văd sectorul 7. Și
Am luat lingura, am băgat-o în ciorbă, băga mea și pula păr de câini.